Da. Ești satisfăcut? Da? Ai prins hoțul? Da? Hai, mai sunt polițiști aici, chemați, sau cu ăștia nu-i cunoști. Cu acela de la voluntari ai dat mâna, sunteți prieteni, cred că... Ați jucat fotbal în copilărie, nu? Da, aici nu te adresez. Hai că sunt jandarmi. Poate sunt hoți, poate am fața acoperită. Melissa, ai zis că aveam fața acoperită, atât de periculos era. Și aici s-o fi furat ceva în trecut. Hai, domnul Tomoșoi, că îmi blochez circulația, știi că asta e interzis. Domnul Tomoșoi și cu Melissa. Mă poartă de 2 ani prin instanță. Și o să ajungem și la Aceba. Și cu ei și cu statul român. Da, da. Mergeți afară, da. Până acum tot ai filmat, pe scări. Erai mai sigur atunci la voluntari, știai totul, acum aproximezi. Întrebi, te documentezi. Se pare că ai simțit că ai greșit. Până acum ziceai doar că-s golan, că stau degeaba, că nu lucrez, că n-am ocupație. Acum am mai făcut și bolnav. Ești doctor, păi ziceai că ești artist. Acum dacă te pun să scrii diagnosticul și să aduci justificări pentru insulta asta, o să trebuie să vorbești cu colegii medici. Cheamă poliția că a blocat circulația. Tomoșoiule, Tomoșoiule. Tipul pretinde că strada asta, Petru Rareș, ar fi privată. Cum să nu? Și nu fi privatizată? Primarul de voluntari? Dar ce ne facem cu paza militarizată de aici? Aici doar instituții publică, dincoace, apă, canal. Toate astea sunt instituții de interes public și n-are cum să fie strada de acces la ele privatizată. Mi-au spus că strada asta e privată. Știți ceva? Poate fi strada asta privată? Nu. Da, aici ce, instituții de stat, nu? Da. Ok. Și acolo e aeroportul Băneasa. Ok. Deci n-are cum să fie privată, mulțumesc. Observi că aici s-au făcut loc spart, să știi. Să fiți sănătoși. Să vă păziți averile mai bine. Dar strada aceea e orașului voluntari, n-are cum să fie privată. Te rog, studiază bine. Ce să studiez? Străzile? Da, studiază bine. Au avut loc spartere, iar tu te plimbi pe niște proprietăți filmând, da? Minunat. Păi nu minunat, ăsta e adevărat. Dumneata, te plimbi cu o mașină bengoasă de, pe care da, cine știe din ce bani ai făcut-o firmei, și te plimbi plimbând... numele firmei, te rog să te uiți la impozitele și te plimbi periculos pe contrasens, încalci legea. Legi. Erai pe contrasens. Adineauri și am filmat. Ați privatizat și străzile deja, da? Bravo. Și vine poliția după mine. Și vine poliția după mine. O să iasă circa acum și cu miliția. Domnul acesta a venit în dreptul fiecarei case și a început să filmeze. Dumneavoastră știți că în urmă cu 2 săptămâni aici, care stă pentru zonele astea, da? Le știți toate, da? Și dânsul a venit și filmează fiecare casă, da? Așa. Filmează fiecare casă, trage cu mașina, să nu uite mașina, să nu se pare normal ca domn. Vino mai aproape, vino cu curaj. Este un motiv întemeiat. Să chem poliția, vezi, poate să aplică o amendă pentru apel ilegal, nejustificat. Nu aveam altă problemă. Aveau altă treabă. Te rog frumos, mod normal, eu vă rog. Nu, eu zici că a chemat poliția. Eu în fața dumneavoastră mă legitimez, că așa e normal, da? După care am rugămintea și pe dânsul să legitimez. N-am buletin. Nu aveți buletin, mergeți cu colegul nostru de datele? Bine, e că vin eu. Am prins și mie nume, prenume, vă rog. Brega Oleg.
Oleg, Oleg. Foarte rost mai mergem acasă. Aveți domiciliu stabil în România? Da. Bun, acum puteți să spuneți și mie motivul pentru care ai filmat gardul dânsului și... Nu, gardul tuturor. Nici nu știu care e gardul dânsului. Tuturor proprietăților. Nu, avem poze, avem poze, avem filmuleț, avem tot. Deci totul este, da. Și ce e ilegal în chestia asta? Este ilegal să filmați în cursurile unor oameni. Nu e adevărat. Cine spune că nu e adevărat? Eu spun care știu, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, articolul 10. Așa. Constituția, articolul 30 și așa. 20. Așa? Da. Deci, domnul meu, haideți să vă spun ceva. Da. Ok, filmați pe stradă, filmați în curtea. Ați văzut. Pe dânsul, pe stradă, dar nu filmați în curtea unei persoane. Înțelegeți? Asta e ilegal. Dumneavoastră îl credeți pe el că a spus că filmez în curte? Spun eu. Eu vă spun că n-am filmat decât pe el când a scos telefonul să mă filmeze. Ok, o să vedeți. Nu mai comentați. Bine. Nu mai comentați, te rog frumos, o să-i arăt dânsului că cred că mai mult de atât nu se poate, da. Bun, de ce l-ați filmat? Puteți să-mi dați și mie explicația? De ce m-a filmat? Pentru că m-a filmat. De unde v-a filmat? Din mașină, nevastă m-a filmat sau prietena lui m-a filmat. Când? Acum? A, nu, jumătate de oră în urmă, sau cât era, o oră în urmă, pe la 12. Bun, dumneavoastră, deci știți că dumneavoastră știți că în această zonă s-au întâmplat foarte multe furturi. Dar nu mă interesează, nu mă interesează. Pe mine și pe foarte bine, totodată, foarte bine. Este localnic al acestei zone, înțelegeți? Bine, bine. Și dumneavoastră sunteți o persoană suspectă din punctul meu de vedere. Bun, arestați-mă și o să răspundeți. Eu odată vă spun, în momentul în care vă urcați mașina de poliție, vă rog să nu se închideți camerele, da? Dar nu urc în mașină. Păi nu urcați. Nu urc. Nu să nu vreți să faci cine verificări, cine este noastră motivul. Verificați, verificați cu mine la libertate, dar nu mai privați de libertate. Nu vă privez de libertate. Dacă mă băgați în mașină, mă privați de libertate. Asta este părerea noastră, înțelegeți? Da. Refuzul de mare și eu m-am legitimat. Ascultați-mă, și de însoțirea organelor. Însoțirea trebuie să fie justificată. Pentru ce mă însoțiți? Pentru clarificarea unor situații. Da, clarificați, dar nu mă rețineți. Nu mă rețineți fără temei. Ascultați-mă. Fără temei, n-aveți voie să mă rețineți că e privare de libertate. Nicio problemă, mergeți la CEDO dumneavoastră și... Exact, se pedepsește prin articolul 5 din CEDO. Dar nu mă interesează. Ar trebui să vă interesezi, sunteți purtător de epoliet, reprezentant al statului. Dacă nu vă interesează, e grav. Foarte bine, bun. E descalificant. Bun, mulțumim frumos pentru informațiile noastre. Da? Aici încolo, profesor. Deci, eu vă întreb, cine este dumneavoastră și ce calitate aveți? Sunt un cetățean cu drepturi fundamentale. Sunt un cetățean care are dreptul să spună la îndoială orice. Așa și credeți că dacă stați cu această cameră, eu voi da înapoi din a vă reține pe dumneavoastră? Dânsul respectă. Credeți că dumneavoastră... Sunt convins că altfel încălcați drepturile. Altfel îmi încălcați drepturile fundamentale. Deci ca să vedeți, eu am multe... Da, vă dați seama, persoana... Dacă e liber, e în Da. Eu am înțeles, dar e normal să iei niște lămuriri, sunt și oameni care plătesc taxe și impozite, da? E normal să înțelegi lucrul ăsta, da? E normal. Ce e normal? Să nu merg pe stradă, să mă tem de voi? De ce că ați privatizat strada? Pretindea că e strada privată, vă dați seama, a privatizat strada. Petru Rareș zice că e strada privată. A fost stradă privată? Cum dumneavoastră aveți bănuiala că dânsul face nu știu ce și dânsul are bănuiala că dumneavoastră face nu. Și atunci ce faci? Mă privezi pe mine de libertate că el are bănuiala? Pe el de ce nu-l privezi de libertate că are bănuiala? Eu cred că am vorbit cu dumneavoastră la personal. Da? Bine. N-am vorbit cu te privezi. Dumneata. Poți să zic dumneata. Deci dumneata, dar nu tu. Pe dumneata te privește. Mă privezi. Da? Pe dumneata te privește. Cât credeți dumneavoastră tot? Bun, hai să vorbim. Băiat inteligent să știi lucrul ăsta. Vrei să ce talent ai? Am talent. Ce talent ai? Ascunse. La multe. Ascunse că, uite, eu vorbesc cu tine deschis, iar tu ești un om atât de deschis că m-ai dat pe mâna organelor. M-ai dat pe mâna organelor și încă ați oprit mașina în mijlocul drumului și unii și alții. Da, e în mijlocul drumului. Da, dar creezi situații de accident. Creezi situații de accident. Într-adevăr, e situație de accident. Eu cred că tu ar trebui, ești un om inteligent, sincer, și după ochi pare un om inteligent. Înțelegi? Judeci oamenii după ochi, ești tare inteligent. Se vede, inteligența se vede, să știi. Iar tu provoci. Ai putea, vrei un loc de muncă? Nu, eu am vrut să mă plimb. Nu, eu am vrut să mă plimb și am dreptul să mă plimb. Nu-mi dați lecții ce să fac. Nu mă învățați ce să fac, pentru că m-ați privat de libertate. Nu v-am privat
Deci sunt liber, pot să plec? Eu sunt privat. Atunci sunt privat de libertate. Atunci sunt privat de libertate. Dumneata erai liber să pleci. Nu sunt liber. Dumneata erai liber să mergi. Egal ca și tine. Oleg, da. Eu sunt privat de libertate și dumneata o să răspunzi pentru asta. S-ar putea să vă încătușezi chiar atunci. S-ar putea să nu vorbesc deloc dacă ți-e mai ușor. Chiar nu mă interesează. Ok. Vă spun că acest lucru, prin dumneavoastră, le puteți să vă legitimați în fața ordonului. V-am solicitat, nu? Am rugămintea să spuneți unde e domiciliul ăsta. Auzi? Petrut. Te rog, întreabă-l pe domnul. Unde e domiciliul ăsta? Sunt în părinții. Înțeleg, domnule. Dânsul este aici astăzi. Ok. Bine. Nu are probleme. Da. Domnule, vă urez o zi plăcută și bună. Aveți grijă ce mai spuneți oamenilor, că spuneți aberații deseori. Și compromiteți întregul sistem polițienesc. Faceți de râs statul România, care trebuie să fie stat de drepturile omului. Aveți 1500 de lei. Bine, bine. Da. Da, o să ne vedem des în instanță. Nici o problemă, stați. Nu cu dumneavoastră, că dumneavoastră o să trimiteți agenți, o să vină ei ca martori. Da, ce credeți? Că îi obligă instanța. Am înțeles. Și o să vă mulțumesc. O să vă mulțumesc și ultima dată mai apelează la poliție. O să zic, ceapa în măsă, ce mi-a trebuit să dau la poliție? Poartă cu dumneavoastră poliția, da? Da, da. Amenința că mă bagă în mașină. Nu, ce asta e frumos? Asta e procedura. Nu e adevărat. Nu, nu, nu. Eu cât timp m-am legitimat? Cât timp eu m-am legitimat, nu e legal. E amenințare și e absolut descalificant. De ce nu vrei să lucrezi? Ești un om inteligent. Asta e lucrul meu, asta e munca mea. Tu ești un om inteligent. Asta e munca mea. Da. Poți să faci ceva creativ. Pot. Ceva cu plus valoare și pentru tine. Asta e ce fac eu, e creativ și absolut legal. Ce e creativ? Să te legi de oameni? Da. Să n-ai o conduită cum să înveți trebuie pe oameni regulile conviețuire într-un stat civilizat. Făcând poze în dreptul imobilelor. Și video și poze, da. Pozând imobile, da, în zona, da, da, în care s-au spart case. Oare? Da, inclusiv asta. Vă dați seama că nu puteți anula drepturile omului pentru că voi aveți bogății de păzit. Nu-i vorba de a avea bogăție. Bogăția are fiecare, bogăția e în sufletul. Și mie îmi fură bicicleta și nu suspectez pe oricine că îmi fură bicicleta în fiecare jumătate de an. Pentru că nu ai grijă de ea. De asta. Exact aceeași vă spun și eu, că n-aveți grijă de domiciliile voastre, vi le fură. De ce aveți? Plecați de acasă? Stați acasă și vă țineți cu dinții de ele. Ca să aveți muncite, nu? De ce vorbești fără a avea acoperire? Am acoperire. N-ai acoperire. Constituțională. N-ai și ce domă apără? Să vezi peste un an, amenda asta o să fie anulată și statul o să fie dat în judecat pentru că m-a amendat ilegal. Dumneata e să umbli un an prin instanțe ca martor și prietena dumitale. O să ne vedem mai des. Ți cu ocazia asta. Ceva anormal? Da, e anormal să reacționezi astfel când vezi un om cu trotineta ziua în amiaza mare. Că filmează fiecare casă. Dumneata m-ai filmat, frumosule. Dumneata ai scos camera și m-ai filmat primul. Nu, eu am filmat. Tu stai și mergi în zone în care filmezi casele, e normal. Am filmat semnul de circulație care spune că e primăria voluntari, e strada Petru Rareș, ca să-ți demonstrez că suntem în spațiu public și nu pe stradă privată, cum pretinzi dumneata. Știi că nu ai voie să filmezi. A, da, de unde ai luat chestia asta? Știi că am voie să filmez? Nu, nu ai voie să filmezi persoana. Semnele de circulație? Nu. Da, ai treaba ta ce filmezi, dar în momentul în care filmezi într-o zonă unde s-au spart proprietăți. Da, gata. Să mergi să filmezi. Se anulează casele, drepturile omului dacă se drepturile omului. Se sparg proprietăți acolo.
Altceva mai aveți? Nu sunt de acord cu acest proces verbal. În baza căror legi mă amendați? Fericita lege 61 din 91. În baza căreia pot să-i amendez pe oricine. Da, dacă am făcut observații, sigur că da. Sper că îmi dați o copie, nu? Vă dați seama. Domn polițist, dar n-ați vrea să vă prezentați, că nici nu știu cum vă numiți. Nu v-ați prezentat, nici nu știu cum vă numiți. Puteți să-mi arătați și legitimația? Nu vreți să-mi arătați legitimația? Dar nu vreți să-mi arătați legitimația, că sunteți obligat. Sunt un cetățean căruia i-ați încălcat drepturile. Vreți să vă prezentați? Și colegul dumneavoastră? Dar colegul dumneavoastră vrea să se prezinte, vă rog, vreau să scriu o plângere. Bine, nici el nu vrea să-mi arate legitimația. Nu, ce înțelegeți, că dumneavoastră nu trebuie să măsură să ne legitimați. Ba da, ba da. Poate nu sunteți polițiști, poate sunteți niște impostori, ați îmbrăcat haine de polițiști. Bine, o scriu o plângere la parchet. Sănătate, domnule! Eu n-am întâlnit bine, bine. Bine că o folosiți voi. O folosesc. Ți s-a părut că am vorbit urât cu tine? Nu, doar m-ai dat pe mâna poliției.